Introducerea testelor grile la bacalaureat și evaluarea națională se amână cu cel puțin un an. Anunțul a fost făcut astăzi de către ministrul interimar al educației, Rovana Plumb. Reacția vine după discuțiile care au avut loc cu reprezentanții sindicatelor, părinților și elevilor, care au spus că nu susțin introducerea testelor grile la cele două examene în anul școlar în curs. Am ajuns împreună la concluzia că în timpul jocului nu se schimbă regulile. De aceea, în acest an școlar nu se aplică nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte. Aceștia vor susține evaluarea națională, respectiv bacalaureatul, în aceleași condiții ca și în anul școlar trecut. Zilele trecute, Ministerul Educației a anunțat că toate variantele examenelor urmează să aibă în structură 40% itemi obiectivi, care cel mai probabil vor fi sub forma unor grile. La două ore după publicarea noilor modele de subiecte, acestea au fost șterse în urma valurilor de nemulțumiri exprimate în public după schimbarea peste noapte a structurii examenelor. În acest an școlar, în clasa a 8-a sunt înscriși 181.000 de copii, iar în clasa a 12-a, 154.000 elevi care urmează să susțină examenele, la fel ca în 2017.